Bună ziua, doamnelor și domnilor! Sunt Ilinca Obădescu, urmărit știrile prânzului. Iată care sunt principalele subiecte. Tavanul unui restaurant din Brăila s-a prăbușit peste invitații de la o nuntă organizată în acel local. Marile magazine se pregătesc deja pentru vinerea neagră a prețurilor. Detalii în jurnal. Și Raluca Bădulescu ne povestește despre marea ei dragoste, hainele de blană. A fost activat planul roșu de intervenție în Brăila după ce un tavan fals a căzut peste mesele unui restaurant în interiorul căruia avea loc o nuntă cu 60 de persoane. Cu mai multe detalii despre acest eveniment vine colega mea, Iuliana Basalic. Bună, Iuliana, te ascultăm! Bun găsit! Incidentul nefericit a avut loc aseară chiar în acest restaurant situat pe faleza Dunării din Brăila. Petrecerea de nuntă, la care participau în jur de 60 de persoane, s-a transformat brusc în panică în momentul în care tavanul de rigips al localului, de aproximativ 250 de metri pătrați, s-a prăbușit peste mesele invitaților. Speriați, oamenii s-au grăbit să iasă din restaurant și au sunat imediat la 112. Pompierii au intervenit cu mai multe echipaje de descarcerare și a fost activat planul roșu de intervenție. La fața locului au mai ajuns și 8 ambulanțe, însă din fericire nimeni nu a ajuns la spital. Două persoane au suferit răni ușoare la cap și una un atac de panică. Acestea au primit îngrijiri medicale aici la fața locului, iar acum o anchetă este în curs de desfășurare pentru a stabili cum anume a fost posibil un asemenea incident care s-ar fi putut sfârși mult mai tragic. Acestea au fost informațiile de aici. La revedere! Mulțumesc, Iuliana! Un accident incredibil a avut loc azi noapte în județul Satu Mare. Un tânăr de 30 de ani a intrat cu mașina de lux într-o casă. Autoturismul a rămas agățat pe peretele clădirii. Din fericire, proprietarii locuinței nu erau acasă în momentul accidentului. Pompierii sosiți la fața locului l-au găsit pe șofer inconștient, iar medicii de pe ambulanță l-au transportat de urgență la spital. Acum oamenii legii au deschis o anchetă. Începe cea mai așteptată perioadă din an, când prețurile multor produse urmează să scadă. Mergem și noi la unul dintre cele mai mari depozite din țară, aflat lângă capitală, acolo unde au început pregătirile pentru vinerea neagră a prețurilor. Colega mea, Georgiana Grim, vine cu detalii. Bună ziua, Georgiana! Bun găsit! Am vrut să vedem cum se pregătesc magazinele de Black Friday și am venit în depozitul unuia dintre cei mai mari comercianți online din țara noastră. Ne-au spus că și-au mărit stocurile pentru această zi de vânzări. Mai exact, în ultimele 3 săptămâni, în fiecare zi, au venit peste 200 de camioane cu marfă. Cât despre oferte, vor fi reduceri de până la 70% la peste 1,5 milioane de produse. Iar printre produsele mai interesante putem enumera mai multe kilograme de aur, dar și 58 de tone de carne de porc. De asemenea, cei care își vor face comenzi le vor putea primi acasă mai repede, pentru că acest magazin s-a automatizat și promite că va livra multe dintre produse, multe dintre comenzi chiar în prima săptămână de la plasarea comenzii. După cum știți, Black Friday va fi în această vineri, pe 11 noiembrie, așadar pregătiți-vă și puneți-vă deja în coș ceea ce vreți să vă cumpărați. Mulțumesc, Georgiana! Nici o zi fără blânuri, acesta pare să fie sloganul Ralucăi Bădulescu. Nu se mai satură de minunatele haine care îi înfrumusețează garderoba. Prezentatoarea spune că nu poate trăi fără ele și nu este de mirare că a dat năvala la cumpărături, cum a auzit că sunt reduceri. Bună cunoscătoare a acestor produse extravagante, Raluca are și câteva sfaturi pentru iubitoarele de blânuri. Cum să nu mă găsești pe mine la shopping de blănuri? Cum? În primul rând, brandul acesta este una dintre marile mele iubiri. Sunt și fericită pentru că sunt una dintre imaginile brandului. Iubesc blana, inutil să spun lucrul acesta. Inutil să spun lucrul acesta. Un spațiu elegant, stilat și luxos. Este locul perfect în care o putem găsi pe Raluca Bădulescu, mereu în căutarea unor piese vestimentare care să o scoată în evidență. Vedeta recunoaște că vestimentația joacă un rol foarte important în viața ei și amuzantă, precum o știm, nu se sfiește să fie autocritică în privința asta. Mie îmi plac blanurile pompoase, îmi plac lucrurile extravagante, chestiile care se văd. Nu vreau să merg așa pe un trotuar pur și simplu și să
nu fiu văzută. Dacă, Doamne ferește, nu mă vede omul, știi? Dacă treci pe lângă mine, păi și nu mă vezi. Practic vreau să fiu sigură că m-ai văzut. Am luat o blăniță discretă, adică, uite, am o cizmă aurie, să fiu sigură, Doamne, că s-a văzut, știi, că s-a văzut. Baie și Pădulească din casă, băiatul o văd de la universitate, știi, adică să fiu sigură de treaba asta, știi? Pe primul loc în topul preferințelor vedetei sunt incontestabil blănurile. Uite, hainuța asta pe care acum mi-am cumpărat-o acum. Acum? Acum. N-ai rezistat? Nu, am venit cu alta pe mine, să știi. Când am văzut vulpea asta, cum stătea ea, deci eu intram. Vulpile erau un raft. Eu am văzut-o. Ne-am îndrăgostit la prima vedere, pentru că eu cred în dragoste la prima vedere. Am mai zis chestia asta și la Bravo Stil mai de mult. Expert în stilistică vestimentară, Raluca știe foarte bine cum să aleagă aceste haine pretențioase și mai ales cum să le asorteze. Asta este o blană în care, după părerea mea, merge și seara, merge și ziua, depinde de ținuta în care o asortezi. Vizualele sunt superbe. Cred că trebuie să avem blănuri care se potrivesc de zi și uite, acum de zi sunt la foarte mare, foarte mare trend, genul acesta de sherlinguri care sunt din alpaca, mă rog, sunt din tot felul, uite, astea albe, pentru că sunt și pe varianta alb-roze, deci astea sunt perfecte pentru zi. Cât despre originea blănurilor, Raluca are și o preferință. Uite un lynx, bună seara pe manechin. E, asta este o blană scumpă, dar este o blană superbă. Băi, și este o investiție care în timp merită banii, fără discuții. Pentru cele care doresc să cumpere o astfel de piesă vestimentară, perioada reducerilor este cea mai potrivită, căci prețurile pot fi chiar și cu 40% mai scăzute decât în restul anului. Astăzi facem cunoștință cu Bianca Crețu, asistentă medicală din Oradea, pasionată de parașutism, care a reușit să facă performanță din acest hobby. A urcat pe podium la campionatul mondial de parașutism din acest an, din Cehia, unde a câștigat medalia de bronz. Iată ce înseamnă să trăiești viața la înălțime. După un salt de la 4.000 de metri cu o aterizare aproape de perfecțiune, Bianca Creț a cucerit medalia de bronz la campionatul mondial de juniori din Cehia. Acum, cu zâmbetul pe buze, ne povestește ce senzație trăiește de fiecare dată când sare cu parașuta. Libertatea pe care o simți atunci când sar din avion este unică. Simți aerul rece când se deschide ușa avionului și simți că ești liberul arbitru. Trăiești fiecare moment. Când nu merge la antrenamente și competiții, Bianca își petrece timpul cu pacienții săi. De mai bine de un an, aceasta este asistent medical radiolog cu acte în regulă. M-a ambiționat faptul că stereotipurile astea pe care ni le pune toată lumea, am vrut să le elimin, să le arat tuturor că orice e posibil dacă îți dorești cu adevărat. Și astfel a reușit să obțină medalie după medalie pentru România la competițiile de parașutism. Anul trecut am participat la campionatul mondial din Rusia, unde am luat locul 5 la junioare, iar anul acesta am luat locul 3 la categoria mea. Concursul s-a susținut în Republica Cehă, în orașul Straconice. M-am bucurat foarte mult că am reușit să aducem România pe podium anul acesta. Primul lucru, trebuie să ai curaj, trebuie să ai ambiție și, bineînțeles, altă calitate, trebuie să ai nervul de concurs, pe care dacă nu-l stăpânești, mai ales la ce avem noi, proba sportivă, precizia aterizării, dacă nu se muncește până în ultima secundă, până se atinge solul, atunci acel loc se mută tot mai în spate. Bianca face parte din lotul aeroclubului teritorial Smaranda Brăescu Oradea, care numără în prezent 35 de parașutiști și îi dorim să aibă parte de cât mai multe medalii. Un tratament care face furor printre vedetele internaționale a ajuns și în țara noastră. Tot mai multe persoane apelează la serviciile care întineresc pielea mâinilor cu ajutorul unei intervenții non-invazive. În plus, specialiștii spun că rezultatele se văd imediat. La fel ca și pielea feței, și cea de pe mâini are nevoie de o îngrijire aparte. Astfel, pentru a combate îmbătrânirea mâinilor, a apărut un tratament non-invaziv ce durează aproximativ 15 minute. Acesta este un peeling medical pentru înlăturarea și rejuvenarea pielii.
și a urmelor de vârstă. Este un peeling bifazic, apă și ulei. Prima dată se masează peelingul, iar ulterior se pune un ser și o cremă. După aplicarea acestui tratament, pielea se vede mult mai întinerită, iar rezultatul este imediat. Astfel de tratamente se găsesc în prezent în puține locații din România. Doar câteva clinici de estetică și saloane de înfrumusețare efectuează procedura care este tot mai populară și în rândul vedetelor de la Hollywood. Claudia a încercat procedura și este încântată. Am ales acest tratament pentru a întineri mâinile. Este pentru a doua oară când îl fac. Chiar după prima ședință am văzut rezultate foarte bune și am decis ca să-mi fac pachetul complet. Același tratament se poate efectua și în cazul feței. După primele ședințe, schimbările sunt deja vizibile, spun specialiștii. Este un peeling medical inovativ, de ultimă generație și ajută la revitalizarea pielii. Acesta acționează în două faze, faza hidrofilică și faza lipofilică. Spre deosebire de peelingurile medii clasice, este fără reacții adverse. Cu mâinile hidratate și întinerite, manicura va arăta și mai bine. Toamna aceasta se poartă culorile închise mai mult, nuanțe cum ar fi marouri, vișiniuri, griuri și chiar negru. Iar pentru cele care într-adevăr doresc și ceva deosebit pe unghie, de obicei optează pentru nude-uri și cu mici detalii minimaliste, picturi. Tratamentul de înfrumusețare pentru mâini costă 300 de lei, iar pentru o manicură impecabilă, clientele mai trebuie să scoată din buzunar în jur de 200 de lei. Un zid banal din zona locului de joacă a Spitalului de Pediatrie din Pitești a prins culoare cu ajutorul elevilor de la Liceul de Artă. Timp de o lună, micuții artiști au muncit zi de zi pentru a realiza o pictură murală de 64 de metri pătrați. Efortul lor a meritat deoarece acum micuții bolnavi se pot bucura de personajele fantastice desenate. Locul de joacă al Spitalului de Pediatrie din Pitești parcă s-a trezit la viață. Asta datorită celor peste 200 de elevi ai Liceului de Artă din oraș, care au pus pensulele la treabă și au realizat o pictură murală de 4 metri înălțime și 16 metri lungime pe zidul curții interioare. De acum, micii pacienți care ajung aici sunt transpuși într-o lume de basm, în care spațiul acvatic, terestru și cosmic se îmbină perfect. Întreaga compoziție este organizată în jurul a două personaje pe margine, care două personaje protectoare, iar în centru va fi mama, imaginea maternă, ca centru de interes. Personajele fantastice create de elevi vor alina o parte din suferința copiilor care se vor interna în spital. Munca a fost una asiduă, iar micii artiști au lucrat după un program bine stabilit. Au fost foarte multe ore de muncă în spate și profesorii noștri s-au străduit foarte mult, dar atât timp cât am făcut pentru copii, totul a fost perfect. În fiecare joi mă urcam pe schel aici și lucram la capitel și la celelalte personaje, dar făceam cu drag. Frumoasă, adică ne-am implicat 100%, am încercat să dăm tot ce am putut mai bun. A fost ceva special, ceva nou, dar plăcut. A fost o experiență minunată și aș mai face de încă 1000 de ori. Realizarea picturii murale nu a fost lipsită de provocări. Au fost momente în care ne înghețau mâinile pe pensulă. O oră până ne încălzeam, nu puteam să lucrăm. A fost frumos, dar am lucrat cu drag și vă spun sincer că de fiecare dată când auzeam plânsetele copiilor, eram mai motivat să... Ne-a emoționat. De talentul elevilor de la Liceul de Artă s-au convins și autoritățile locale din Pitești, care promit să îi angajeze pe micii artiști la realizarea și altor proiecte asemănătoare în oraș. În această săptămână avem parte de un eveniment astral important, eclipsă totală de lună în Zodia Taur. Energia acestui eveniment scoate la suprafață secrete și avem parte de transformare. Vibrația săptămânii este cifra 9 și ne îndeamnă să facem un bilanț pe toate planurile. Iată ce au pregătit astrele pentru fiecare zodie în parte. Începem săptămâna cu un eveniment astral important. Eclipsă totală de lună în Taur. O eclipsă revelatoare. O energie foarte puternică, transformatoare, care poate să scoată la suprafață o mulțime de conștientizări secrete, revelații. Este momentul să lăsați sufletele voastre să evolueze.
regenerare, transformare, un impuls extraordinar. Poate să fie și o mică suferință, o pierdere, dar totul spre binele vostru. Viața sentimentală a taurilor și racilor este plină de surprize, împăcări neașteptate și sentimente profunde. Este o săptămână bună pentru a vă apropia de persoana iubită și a trăi senzații tari. Balanțele și săgetătorii au parte de provocări mari în această săptămână pe sectorul iubirii. Uneori, adevărul poate să fie dureros, dar să fie necesar pentru o creștere și o dezvoltare sănătoasă. Schimbări în viața de cuplu. Leii și capricornii sunt puși în fața unor decizii importante pe sectorul financiar. Aceste decizii ar putea să vă aducă siguranță și libertate financiară sau să vă pună și mai mult la muncă. Alegeți cu înțelepciune și asigurați-vă viitorul. Fecioarele și peștii au o săptămână delicată pe sectorul financiar. Multe cheltuieli neașteptate, schimbări de situație, poate chiar și provocări la locul de muncă, alături de colegi, greșeli pe care trebuie să le remediați de urgență, altfel aveți pierderi și mai mari. Gemenii și scorpionii au rezultate bune în urma unor analize, dar și în schimbarea atitudinii în fața vieții. Ați spus da mișcării, dietei sănătoase, echilibrului, iar acest lucru se reflectă în starea voastră de bine și într-o sănătate vizibil îmbunătățită. Momente vulnerabile pe sectorul sănătății pentru vărsător și berbec. Sunteți atenționați să aveți mai multă grijă de voi, răbdare și să vă odihniți mai mult. Vibrația săptămânii este cifra 9. Aceasta ne îndeamnă să facem un bilanț în viețile noastre, pe toate sectoarele. Sănătate, domeniul financiar, dar și zona iubirii. Ascultați-vă intuiția și faceți schimbările necesare. Chiar dacă este o săptămână cu multe răsturnări de situație, puteți să avansați dacă eliberați gândurile și suferințele care vă blochează. Asociația Milioane de Prietene a împlinit 25 de ani de când luptă pentru viețile necuvântătoarelor. Cea mai mare realizare a activiștilor de mediu este sanctuarul de urși din Zărnești, acolo unde astăzi trăiesc în tihnă 117 exemplare. Pentru ca munca lor să continue, asociația are nevoie constant de ajutor. Rezervația de la Zărnești este un paradis pentru animalele care ajung să fie salvate și aduse aici de către activiștii asociației Milioane de Prieteni. Fiecare vietate are în spate o experiență cutremurătoare. În 25 de ani de activitate, cele mai impresionante povești le au urșii. Până în momentul de față au fost 1158 de urși salvați, acum sunt 117, mulți dintre ei s-au stins în rezervație, dar erau în vârstă, 28, 30, 35 de ani și cel puțin au murit în demnitate și în natură, fără bare deasupra capului. Sanctuarul a fost deschis în anul 2005, iar de atunci aici au ajuns urși cu povești de viață cumplite. Exemplare ținute în cuști, chinuite, înfometate sau obligate să facă spectacole de circ, au primit aici o șansă la normalitate. Rezervația a devenit și atracție turistică, iar aici vizitatorii pot vedea cum trăiesc blănoșii uriași. It's wonderful. It's the most beautiful place I've ever seen for the animals. They have a very great place to live. The sanctuary needs as much support as it can be given because they really do a wonderful work. În cele 70 de hectare de pădure au fost amenajate piscine unde urșii se pot bălăci. Primesc zilnic mâncare la discreție, iar un veterinar îngrijește animalele atunci când se îmbolnăvesc. Turiștii care ajung la sanctuar au șansa să intre chiar în inima unuia dintre țarcurile cu urși. Bunkerul este una dintre atracțiile rezervației de urși din Zărnești. Turiștii care vin aici trebuie să treacă printr-un tunel și ajung până în acest loc de unde pot să observe urșii care se află chiar într-unul dintre țarcuri. În ultimii ani, rezervația s-a dezvoltat, iar aici trăiesc acum vulpi, lupi, căprioare, dar și foarte multe animale domestice. Pentru acestea, din urmă, a fost creată Ferma Speranței. Am început să salvăm foarte multe animale domestice,
cai pe care i-am găsit pe mijlocul drumului, măgari legați cu lanțuri, cu funii de pietre. Cu ocazia împlinirii a 25 de ani de activitate, membrii asociației Milioane de Prieteni au inaugurat parcul Prietenii Planetei, care a fost amenajat chiar în sanctuar. Zona este dedicată în special copiilor care vor lua parte la lecții în natură. Aceasta se numește cumpăna vieții, adică în viață e foarte greu să găsești echilibru. Pornim de aici, de jos, și urcând pe ea, undeva la mijloc e echilibru. Asociația se autofinanțează din încasările pentru biletele de intrare la sanctuare, dar și din donații. Cei care vor să sprijine activiștii care luptă pentru drepturile animalelor pot să doneze banii direct pe site-ul asociației. După o viață de coșmar, trăiește un vis. Cântăreața de muzică populară, Rodica Mitran, este în al nouălea cer alături de soțul ei, cu 9 ani mai tânăr. Au o poveste de dragoste frumoasă despre care ne povestește mai multe. Rodica este la noi în studio. Bine ai venit! Bine v-am găsit! Bună ziua tuturor telespectatorilor Canal D! Spune-mi, cum reușești să întreții flacăra iubirii alături de... de soțul tău? Aveți o poveste de 26 de ani. O, da. O poveste care a început cu pași mici și care a crescut cu fiecare zi. Nu știu dacă dețin un secret, doar acela că suntem cumva conectați, suntem pe aceeași vibrație, da? Pe aceeași lungime de undă. Și lucrul acesta se vede și în poze. Da. Da. Sunteți foarte frumoși împreună. Mulțumim frumos. Dar spune-mi, cum v-ați cunoscut? Ne-am cunoscut în mediul în care activăm, pentru că și el la rândul lui face muzică. Și ne-am cunoscut în urmă cu 26 de ani în restaurantul în care cântam. Oh. Și ce v-a fascinat la soțul dumneavoastră atunci? În primul rând, caracterul lui. Apoi am reușit să-i cunosc sufletul. E de o noblețe sufletească cu mâna pe inimă, vă spun, cum rar mi-a fost dat să întâlnesc. Este un om pe care îl pui la rană și te vindeci instantaneu. Este omul, dacă vreți, care pe mine m-a schimbat și m-a salvat. Mi-a salvat viața, pentru că eu am avut o copilărie tare grea și am șchiopătat cam toată tinerețea mea, tocmai din cauza traumelor pe care le-am avut. Nu găseam drumul, nu găseam un om lângă care să construiesc ceva, iar el a fost salvarea mea, dacă vreți. El este stânca de care mă țin când mă clatină vreun vânt mai puternic. Viața nu e mereu roz. Dar care a fost cea mai mare provocare pe care ați depășit-o împreună? Au fost mai multe. 26 de ani. Au fost mai multe, pentru că creștem împreună trei copii, fetele mele și respectiv nepoțelul. Și cred că una dintre cele mai grele a fost acea perioadă în care pe el l-am operat, a suferit o intervenție chirurgicală, a avut o tumoră mai urâtă. Și a fost un moment mai delicat în viața noastră, dar am reușit să trecem cu bine, soțul meu e sănătos și cam de aici pleacă totul, de la sănătate. Dacă suntem sănătoși, nu știu dacă ne mai putem plânge de alte lucruri atât de mult. Nu. Nu-ți dorești, în primul rând, îți dorești sănătate, că apoi restul vine de la sine. Cred că sunteți mândră atunci când vedeți că soțul dumneavoastră are fane. Așa mi-au spus mie colegii. Da, are fane și în arealul muzicii populare, cu atât mai mult cu cât el merge cu mine la evenimente și colegele și admiratoarele mele, eu fiind atât de vizibilă pe conturile media, mă felicită, aici sunt cu fetele, da, mă felicită și sunt, pot să spun că mândria e un păcat, dar sunt împlinită și fericită că am un așa soț și un așa bărbat lângă mine.
Sunteți împlinită, dar care este cea mai mare dorință a dumneavoastră care încă nu s-a împlinit? E mult prea târziu acum să mai fiu mireasă. Eu n-am fost mireasă niciodată. Să zicem că ar fi aceasta cu ghilimelele de rigoare. Nu. E deja... Care a fost motivul? Motivul a fost tocmai, dacă citeați printre rânduri, acela că nu am găsit omul potrivit. El este, numai că e cam târziu acum să facem... Cine să mă îmbrac în rochie de mireasă? Cine spune că e prea târziu acum? Asta nu înțeleg. Cine decide lucrul acesta? Nu, nimeni. M-ați întrebat de dorință, da? Nu e ceva pe care să ne-l dorim cu atâta ardoare. Nu ne-am propus lucrul ăsta în mod expres. Nu știu dacă neapărat asta ar pecetlui legătura noastră, care e atât de strânsă și de profundă. Doar că era o dorință a mea, ca orice femeie. A trecut. Sunt bine așa cum sunt, suntem bine cu toții și asta e tot ce contează pentru mine. Sunteți foarte frumoși împreună și mulțumim impresionantă frumos. Povestea. Mulțumim mult de tot. Mult succes în tot ceea ce face și vă mai așteptăm la noi, cu noi proiecte. Oricând, și noi cu mare vești. Drag. Mulțumesc din suflet. Mult. Mulțumesc. Doamnelor și domnilor, jurnalul se încheie aici. Nu uitați cele mai importante informații le aflați de pe site-ul știrilecanalde.ro. Acolo unde, printre subiectele zilei, găsiți detalii despre povestea militarului francez mort într-un hotel din București, dar și amănunte despre tragedia aviatică din Italia. Tot de pe site aflați cum va fi vremea în această săptămână. Dacă aveți o știre pentru noi, așteptăm imaginile, pozele și informațiile pe numărul de WhatsApp 0753 123 133 sau ne puteți trimite un e-mail la adresa info@canalde.ro. Sunt Ilinca Opădescu, vă mulțumesc pentru atenție, să aveți o zi frumoasă! Bună ziua, dragii mei! Astăzi valorile termice vor fi în ușoară scădere, dar în sudul țării vremea va fi totuși plăcută pentru această perioadă, cu temperaturi ridicate. Cerul va avea înorări în vest și nord-vest, iar spre seară și în centru, unde temporar va ploua slab. Vântul va adia moderat, iar temperaturile maxime se vor încadra între 13 și 19 grade. Dar să vedem ce se întâmplă cu vremea în fiecare zonă a țării. În Muntenia, vremea va fi închisă, cerul mai mult înorat, iar termometrul va înregistra 16 grade în Târgoviște, 18 grade în Călăraș. În Transilvania avem vreme schimbătoare. Sunt anunțate precipitații, iar maximele ajung până la 17 grade în Sibiu, 16 grade în Cluj-Napoca. În Moldova, temperaturile vor fi normale pentru această perioadă, dar nu scăpăm din păcate de vremea închisă. Vor fi 16 grade în Focșani, 16 grade și în Iași. În vestul țării, vremea se menține mohorâtă și ploioasă, cu temperaturi normale pentru această perioadă. Maxime de până la 15 grade vor fi în Timișoara, 13 grade în Oradea. În Oltenia, vremea va fi închisă, vântul va prezenta intensificări de scurtă durată, iar termometrul va indica, iată, 15 grade în Slatina, 16 grade în Târgu Jiu. În Dobrogea, vremea va fi plăcută astăzi. Avem cer variabil, iar mercurul din termometre ajunge până la 15 grade în Tulcea, 12 grade în Sulina. În capitală, valorile termice vor continua să mai scadă. Cerul va fi variabil cu unele înorări, iar vântul va adia slab până la moderat. Maxima ajunge până la 18 grade. La noapte avem cer variabil, vremea va fi destul de rece, vântul va prezenta intensificări, iar minima coboară până la 7 grade. Mâine să știți că vremea rămâne capricioasă, cerul va prezenta înorări temporare mai ales din a doua parte a zilei și vântul va sufla destul de tare, mai ales spre seară, iar maxima ajunge până la 19 grade. La munte cerul va fi variabil cu înorări și ploi. Vântul va sufla slab și moderat, dar cu unele intensificări, în special pe creste, iar maximele urcă până la 11 grade în Sinaia, 7 grade la Stâna de Vale.
Iar acum prognoza meteo personalizată. Daniela m-a întrebat cum va fi vremea pe 24 noiembrie în Bârlad. Maxima ajunge până la 10 grade, iar cerul va fi înorat. Dacă vreți și voi o prognoză meteo personalizată chiar în direct, aștept toate mesajele voastre ca de obicei pe adresa de mail meteoaron@canalde.ro. O după amiază excelentă să aveți, indiferent de vreme.